emoție, bobocii, studenții și profesorii au ascultat în deschiderea anului universitar Gaudeamus la Facultatea de Științe Economice din Câmpul Lung, din cadrul Universității Spiru Haret București. Eu sunt extrem de bucuros că dumneavoastră, studenții și masteranzii, cei prezenți și cei care nu sunt prezenți, ați optat în continuare pentru facultatea noastră și ne-ați acordat toată încrederea și vă asigurăm că nu vă vom dezamăgi. În al doilea rând, vreau să știți de la noi, cadre didactice, că veți avea tot concursul profesional pe care suntem în stare să îl acordăm pentru ca dumneavoastră să primiți o instrucție corespunzătoare în domeniul științelor economice și, în mod special, în domeniul contabilității și informației de gestiune. În acest sens, punându-ne în valoare nu numai abilitățile de profesori, cât și tot suportul didactic care este posibil să vă fie pus la dispoziție, atât de pe internet, cât și de la cursuri când ați venit efectiv. Cu o dotare de excepție, facultatea din Câmpul Lung are peste 60 de studenți și pregătește specialiști prin cursurile de master. Instituția a fost cooptată în diferite proiecte europene, dând prilejul dezvoltării studenților în diferite specializări încă de pe băncile universității. Colaborarea cu diferitele instituții de cultură din municipiu nu este indiferentă pentru cadrele didactice. De aceea, la deschiderea anului școlar s-au aflat directori și profesori universitari. Aici, la Câmpul Lung, în 1521, s-a scris prima scrisoare în limba română a negustului Neacșu către județele Brașovului, prin care aducea la cunoștință despre intențiile trupelor turcilor de a se deplasa spre țara noastră și spre aceasta spre Brașov. Venind noi în timp, ne aducem aminte de marele domnitor Basarab Matei Basarab, care a avut preocupări culturale și tipografice, în sensul că în 1635, aici la Câmpul Lung, s-a tipărit prima carte în limba slavonă, modilnicul slavonesc, iar în timp au apărut și alte cărți, Antologionul slavonesc, Învățături peste toate zilele, Saltirea slavonească și preocupări, așa cum am spus, a existat întotdeauna. Iar în 1669, marele domnitor Antonie Vodă din Popești înființează la Câmpul Lung prima școală domnească, actualmente în jurul Bisericii Domnești din Câmpul Lung. Deci preocupările au existat întotdeauna. Și bucuria este cu atât mai mare cu cât vedem că astăzi în Câmpul Lung există această formă de învățământ superior, învățământ care asigură tineri care vor ști să răspundă provocărilor viitorului, mai ales pe domeniul economic. Pe cei proaspăt sosiți în universitate îi așteaptă o perioadă de acomodare, iar pentru ceilalți studenți urmează un an de muncă.